Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Test despre un jaf neobișnuit, zice redactorul care a găsit știrea, nu înțeleg de ce e neobișnuit. În Germania, un bărbat e acuzat că a dat o spargere pentru a mânca o bucată de cheesecake. Și de ce asta o știre? Asta vreau să spun. Care este problema? Adică am văzut la colegii mei niște priviri suspecte când am trecut pe lângă unele cofetării. Da. Adică, serios. La cofetărie poți plăti. Tu mai ții minte, cheesecake, mă? Cu vecinul ei nu-l poți dobândi decât prin efracție. Tu ai multe cazuri de genul ăsta, Luca. Ai multe situații, nu de jaf. Adică nu știu eu că ori dar fi fost tentativă. Și... tentativă sau gânduri, intenții. Da, ispită. Sunt convins că au fost. Dar au fost numeroase cazuri în care ne aflam împreună pe aici, pe acolo. Și te-ai întors dintr-un... te-ai întors dintr-un... acum ai traversat strada... Da. Ne-ai lăsat în plata Domnului. Confirm. Mai ținte la turul de la Timișoara? Ne-am dus noi în Timișoara vara trecută și am făcut un tur frumos cu prietenul nostru care ne-a explicat foarte bine tot orașul și la unde a Luca. Cu Ludovic, da. Da. Luca a zis, eu am un pic de treabă, mă întorc. Și a dispărut, mă, s-a dus să-și cumpere doboș. Da, mă, tată, dar la Timișoara se face, cred mai bun doboș din lume. E cel mai bun doboș, da. E un lanț de cofetărie acolo, un lanț scurt, nu sunt prea multe. Și în centru, cel puțin, e una am dat de ea și avea doboș, nici nu era coadă mare și n-aveam cum să... Adică eu am trecut, am văzut cu coada ochiului că nu prea e lume la galantar. Și ai plecat, nu mai stai, că astea sunt oportunități pe care dacă nu le accesezi în momentul oportun... Te-ai observat că nu poți să vorbești cu el? Da, adică nu e comunicativ. Nu, s-a terminat, își pierde... Am văzut și eu asta aici, la restaurantul ăsta de aici, din cadrul complexului. Da. Am trecut pe lângă el, după care s-a întors 2-3 metri în spate. Eu m-a lăsat vorbind singur, știi, așa, mergând. S-a întors și nu mai știu ce avea, savarină, nu mai știu, o chestie. Avea, a văzut el cu coada ochiului. Da. Și era restaurantul full, la prânz, când toată lumea era pe mâncare. Nu, tati, s-a dus și a luat aia, s-a dus la frigider. I-am zis, ne băgăm în față că noi luam doar desert. Da. Lumea era la coadă, la împingeta. Am glicemie. Și avea două tipuri de prăjituri, asta țin minte, nu mai țin minte prăjiturile, dar avea două tipuri. Zice, nu ești și tu, cealaltă le face nici unii juma? Ca să vezi că nu mănânc două. Da, economicos. Sunt cerebrat, totuși. Da, Luca e... ca terierul când simte vulpea, frate. Exact. Oprește, mai ținte când a traversat bulevardul ca să-și ia o prăjitură, s-a întors cu 6. Asta nu mai știu. Ba da, unde era, e tot un zaf în centru pe unde. Da, deci Luca ar putea fi cetățeanul german. Cetățeanul german. Deci spărgătorul de la s-a la întâmplat, băi, ăla a sărit la cheesecake cu omului. Deci locatarul, zice știrea, care este difuzată de colegii de la Știrile Pro, locatarul care se afla în sufragerie, sau living, cum îi spune acum, a auzit sunete venind dinspre bucătărie. Molfăia ăla, l-a auzit clefăind. Și când s-a dus să vadă despre ce este vorba, a găsit un străin înfruptându-se din prăjitură la masa lui. A, deci s-a pus și la masă, n-a luat-o pe fugă. Ce tragedie. La cheesecake te așezi. Poliția... Dacă erau mici, are dreptate. Dacă erau mici, din mers. Eu mă duceam în sufragerie și întrebam unde ține dulceața, ducă-mi și după cheesecake cu dulceață. Poliția a răspuns la sesizarea de spargere, dar nu a reușit să-l găsească pe vinovat, care a fugit foarte repede. Pentru că zahărul îți dă energie. Da. Mult. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.